Badea, bună seara, Mircea. Bună seara. Comentarii? Da. Îmi place că trecerea timpului l-a fortificat pe domnul Ludovic Orban, s-a făcut băia mare. Este mult mai tare pe picioare și mult mai ofensiv în voce și în argumente decât era atunci când Robert Turcescu l-a acuzat că a lovit un copil cu mașina. Și Băsescu urma să profite de urma acestui fapt. Ce schimbare extraordinară în cazul domnului Ludovic Orban. Salut această îmbărbătare a domniei sale, această virilitate nou dobândită a domnului Orban. Sunt de acord cu absolut tot ce au spus antevorbitorii mei, în sensul de diplomație, de clarificări, de comunicare, de scrisorele, de telefonele, de să ne împrietenim cu prietenii și cu partenerii și cu în sfârșit. Am înțeles foarte bine. Sunt absolut de acord și aceste lucruri sigur că trebuie făcute. Dar eu vreau să spun ce văd eu, în primul și în primul rând, ca definitoriu pentru treaba asta. Vă citesc de pe Hot News. Vă citesc de pe Hot News ca să nu fie probleme. Luni 27 noiembrie 2017, deci azi, ora 12:45. Știre. Iohannis a semnat decretul de achiziție a sistemului de la Chete Patriot. Dacă cineva crede că acest comunicat al Departamentului de Stat este vine absolut întâmplător și ca o coincidență, fix în aceea zi în care Klaus Werner Iohannis semnează sistemul de achiziție, atunci bine, eu nu cred că este niciun fel de coincidență și cred că există o strânsă legătură între cele două lucruri.